misiune cu provocări diverse, de la riscurile de securitate inerente teatrului de operații, până la condițiile climatice extreme, specifice zonei subsahariene. Mai mult, totul se desfășoară în contextul neprevăzut al pandemiei generate de noul coronavirus. Celor de acasă le transmit să fie optimiști, că ne vom întoarce sănătoși și să încerce pe cât pot în momentele actuale să se adapteze situații. Știu că responsabilitățile mele în teatru de operații sunt destul de mari. Întotdeauna sprijinul aerian vine foarte repede, de obicei face diferența între viață și moarte, iar acest aspect se datorează atât piloților, dar și a celor de umbră, tehnicii de aviație. Am mai participat la misiuni de salvare în Afganistan. În teatrul de operații Mali sunt partea unei echipe care are ca și atribuții protecția la sol a echipei medicale pe timpul acordării primului ajutor, protecția echipajului și a aeronavei pe timpul executării misiunilor de cercetare, transport, materiale și echipament, cât și a personalului militar partener și a misiunilor de evacuare medicală. Prioritatea mea, în calitate de comandant al detașamentului, este asigurarea tuturor condițiilor, astfel încât, la finalul misiunii, întreg personalul să revină cu bine acasă.